Dicționarul ortografic, ortoepic și morfologic al limbii române, ediția a doua din anul 2005, cuprinde peste 62.000 de cuvinte, dintre care circa 2500 sunt cuvinte nou adăugate față de ediția întâi din anul 1982. Cuvintele sunt înregistrate în dicționar ca părți de vorbire. Când comunicăm, majoritatea părților de vorbire primesc rol în propoziție, devenind părți de propoziție. Această imagine reprezintă o secvență dintr-o pagină a dicționarului ortografic, ortoepic și morfologic. Cele 6 cuvinte sunt înregistrate ca părți de vorbire. Verb, a ilustra, substantiv, ilustrare, ilustrată, ilustratoare, ilustrator, adjectiv, ilustrativ. Așadar, părțile de vorbire reprezintă cuvinte care nu sunt folosite în propoziții.